Obiectivele de dezvoltare durabilă au fost promovate și exemplificate marți 7 noiembrie 2023 în cadrul unui eveniment susținut de profesorul Dominique Lefebvre, respectiv conferința internațională intitulată De ce despre obiective de dezvoltare durabilă, punctând astfel provocările actuale legate de mediu și nu numai. Evenimentul a fost găzduit de Liceul Vasile Sav din Roman. Ne bucurăm astăzi în cadrul săptămânii Școala Altfel. În cadrul Liceului Tehnologic Vasile Sav din Roman avem un invitat de onoare pe domnul profesor Dominique Lefebvre, președintele Fundației Terra Albastră, un vechi colaborator al liceului nostru, cel care, iată, a venit să susțină o conferință internațională atât elevilor noștri, cât și colegilor noștri cadre didactice, dar și un curs de formare continuă pentru profesorii noștri cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă. Și este o reală bucurie pentru noi să-l avem în mijlocul nostru. Elevii au fost extraordinar de încântați, a fost o conferință interactivă, au aflat foarte multe lucruri despre tot ceea ce înseamnă obiective de dezvoltare durabilă, elevii noștri fiind extraordinar de antrenați în protejarea mediului și a resurselor naturale. De ce este importantă această tematică de astăzi? Pourquoi la thématique d'aujourd'hui, qu'on va discuter aujourd'hui, est importante? Pourquoi les objectifs de développement durable sont importants? Cette thématique, les objectifs de développement durable, en fait, ont été initiés, votés par l'UNESCO en 2015. Et ce sont les objectifs que tous les États du monde doivent mettre en œuvre pour, selon l'UNESCO, améliorer notre monde, sauver notre monde. Donc ce sont des objectifs globaux dans un grand nombre de domaines, tous interconnectés, qui sont destinés à assurer une vie meilleure pour tous et partout. Aceste obiective de dezvoltare durabilă sunt importante pentru toată lumea pentru că vor asigura o dezvoltare armonioasă pentru toți în viitor. Okay. Ele au fost definite de Organizația Națiunilor Unite, sunt în număr de 17, okay, și vizează toate domeniile de activitate. Cum ar fi? Social, economic și ecologic. Ce vizează prezentarea de astăzi? Ce anume au avut? Quels aspects la présentation d'aujourd'hui vise-t-il? Donc cette présentation essaye de montrer de façon globale, mais également avec des exemples locaux, les problèmes que nous avons, en particulier dans la pollution atmosphérique, la pollution par les plastiques, la pollution par les métaux lourds, et également quelque chose qui devient maintenant de plus en plus sensible, le changement climatique. Ce changement climatique, il est à l'œuvre. En Roumanie, par exemple, le mois dernier, les records de température ont été battus. L'automne est particulièrement chaud. Dans un grand nombre de pays, il y a la sécheresse. En Amérique du Sud, par exemple, de nos jours, alors que c'est l'hiver en Amérique du Sud, il y a des températures exceptionnellement élevées. Donc notre monde connaît des grands changements et il est important que les élèves puissent y être sensibilisés. Prezentarea de astăzi vizează aspectele poluării, poluarea aerului, solului, apei, schimbările climatice, pentru că acestea afectează din ce în ce mai mult lumea în care trăim și vedem că deja nu mai vorbim despre iarnă, este deja foarte cald, chiar dacă suntem în... Temperaturile sunt foarte ridicate. Ca de sezonul în care ne aflăm. Ultima întrebare, cum apreciază dumnealui gazdele? Pentru că nu este prima dată când vine aici la Liceul Vasile Sav. Cum se simte aici? Cum găsește primirea și publicul căruia îi se adresează? Une appréciation sur les hôtes, sur notre lycée, nos élèves, quelle est ton impression sur l'accueil ici dans notre lycée? Comme d'habitude, c'est un accueil exceptionnel des élèves, des professeurs, de la direction. Et il y a une expression française qui résume tout ça. Je suis comme à la maison.
Da, pe scurt, se simte ca acasă aici. Apreciază pozitiv primirea din școală, a elevilor, a conducerii, a colegilor mei, domnii profesori. Și elevii liceului au avut mesaje de apreciere față de tematica evenimentului prezentat de invitatul Dominique Lefebvre. Je m'appelle Padurius Stéphane André et je suis en classe 11e au lycée Vassili Sab. Quand j'ai entendu que monsieur le professeur Dominique Lefebvre viendrait à notre lycée, j'étais très heureux parce que moi depuis petit, j'étais très passionné de la science. Après la conférence de monsieur professeur, j'ai compris que notre nature est en grand danger. Et pas juste la nature, aussi la pauvreté de l'humanité. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Les voitures qui sont sur diesel, qui dégagent des émissions de CO2, on peut les changer en voitures électriques et sur hydrogène, qui ont zéro émission. Bien sûr, ça, ce n'est pas le seul problème. C'est aussi les plastiques qu'on peut trouver sur les plages et sur la nature. La nature verte. Donc, avec la communauté mondiale et les Nations Unies, nous pouvons résoudre ces problèmes par les prendre. On les recycle dans de nouveaux plastiques et ne pas les laisser par terre. Si on a bon soin d'elles, parce que on a une seule planète Terre et c'est la nôtre. On doit avoir soin d'elles. Sinon. Les générations futures sont en grand danger. Et pas les futurs, aussi nous. Maintenant, c'est notre moment pour actionner, pour aider la planète Terre. Aussi, je voudrais remercier très beaucoup au monsieur professeur Dominique Lefebvre pour cette présence et pour avoir eu la chance d'avoir l'occasion d'assister à cette conférence. Mă numesc Uldedai Daena, sunt elevă la Liceul Tehnologic Vasile Sav și pentru mine natura este foarte importantă. Natura este locul care mă încarcă cu energie pozitivă și îmi oferă o stare de bine și liniște interioară. De exemplu, dacă am o zi proastă și ies în natură, mă simt mult mai bine, starea mi se schimbă imediat. Cum natura ne oferă o stare de bine, este important să o protejăm. O putem proteja aruncând gunoaiele în spații special amenajate, dar și prin reciclarea deșeurilor. După terminarea liceului, îmi doresc să urmez cursurile facultății de drept, astfel încât să pot aplica legi și să ofer un cadru legal adecvat, care să asigure dezvoltare durabilă, dar și protecția naturii în toate componentele ei. În felul acesta, prin aplicarea legilor, natura va fi ferită de excesele unei economii de consum, și ale unei societăți lipsite de valori etice, astfel încât generațiile următoare vor putea beneficia de resursele naturale existente deja și se pot dezvolta într-un mod armonios. Mi-aș dori foarte mult să fac parte dintr-o lume care să fie caracterizată de atitudinea ecologică și sper să pot contribui la formarea ei. Toate aceste idei s-au conturat în mintea mea, urmărind conferința domnului profesor Dominique Lefebvre, căruia îi mulțumesc pentru toate informațiile oferite. Încălzirea globală a fost din totdeauna o tendință, însă astăzi se întâmplă cu o viteză prea mare, spunea Dominique Lefebvre într-un interviu acordat publicației Libertatea. În cadrul conferinței susținute la Liceul din Roman, profesorul a abordat tematici interesante, precum efectele devastatoare ale defrișărilor, poluare, încălzire globală sau degradarea solului, dar și despre cum putem contribui cu toții la protejarea resurselor planetei și a mediului înconjurător.